ci să implică părinții și în alegerea liceului și a facultății și mai avem noi copiii un cuvânt de spus. Tocmai de aceea am trimis-o pe colega noastră, Lavinia Târzianu, care vorbește cu poporul, vorbește cu omul de rând, să-l întrebe cât de importante sunt notele pentru părinți, notele copiilor, bineînțeles. Băi, îl încurajez când iau o notă mai mică, nu îl încurajez, îl sprijin în direcția, în zona în care vrea el să meargă spre liceu. Lavinia a vorbit cu oamenii. Hai să vedem ce au spus. Spune-mi, te rog, în momentul în care te-ai decis după terminarea studiilor în liceu, părinții te-au îndrumat despre facultatea pe care ar trebui să o alegi? Nu, m-au lăsat să aleg singură. Cum ai fost ca și elev? Mai rebel? Ai fost numai cu 10 pe linie? Nici cu 10, dar a fost ok. Adică am fost bun, n-am fost rebelă, nu... Ce-ți spunea mama, de exemplu, când luai o notă mai mică la școală? S-o repar, să învăț. Acum că vorbim de facultate, e puțin mai dificil. Ca să treci în anul următor, trebuie să ai numărul de credite, să ai examenele luate cu minim 6, zic corect, nu? Da, da. Și ce-ți spune? Are teama asta? Aoleu, să nu înghețe anul? Aoleu, să nu-ți fie... să înveți și să fii responsabil? Sincer, nu. Nu. Acum, Ana, sunt majoră. Ce a zis? Mama, o termin sau nu o termin? Da, exact. Când erai, nu știu, în școala generală, ori în liceu, și notele poate erau mulțumitoare, mama tot timpul spunea, se poate și mai bine, sau ce sfaturi îți dădea? Da, spunea că se poate și mai bine, sau uite-o pe fata asta, cum poate și tu nu poți, altă treabă nu ai, doar să stai acasă să înveți, adică... Deci să înțeleg că intervine, nu din rea voință, poate din prea multă dragoste din partea părinților, și posesivitate și comparația. Da, exact, da. Vis-a-vis de facultate, te-au influențat părinții în, sau ți-au influențat alegerea? Nu, m-au susținut în tot ce am vrut eu să fac. Întotdeauna, adică a fost alegerea mea, viața mea, ei doar m-au susținut. Și au fost dăți în care poate notele n-au fost cele mai mulțumitoare și te-a luat mama la muștrul lui sau tatăl? Nu. Chiar m-au susținut mereu și au spus că este treaba mea, că învăț pentru mine. Care a fost momentul, nu știu, cel mai tensionat pe care tu l-ai avut în facultate de când ai intrat și până în prezent? Examenele și proiectele. Da, au fost foarte... Am avut un proiect anul acesta care a fost destul de complicat și, într-adevăr, am muncit foarte mult la el și mi-a fost puțin frică de acest proiect, dar a fost totul bine, a sfârșit cu bine, totul. Care e premiul pe care ți-l oferă părinții după ce aud că ai terminat sesiunea cu bine și ai intrat în anul următor? Premiul mi-l ofer eu, pot să spun, că am obținut bursă. Felicitări! Mulțumesc, dar ei nu. Ei pur și simplu sunt fericiți pentru mine, nu trebuie să-mi ofere neapărat un premiu. Cum vi s-au părut acești 4 ani de facultate ție, că aici trece la 3? Măi, mi s-a părut o experiență interesantă, a fost o aventură, adică mi s-a părut super greu, dar a meritat acum, după 4 ani chiar a meritat. Și na, lucrurile ușoare nu sunt cele mai bune mereu. Te-a influențat mama sau te-a influențat tatăl vis-a-vis de decizia pentru facultate, universitatea la care ar trebui să intri? Nu, a fost decizia mea, pentru că până la urmă eu m-am zbătut cu asta 4 ani. Care a fost cea mai mică notă pe care ai obținut-o? Ca medie în facultate 6. Păi lasă media la un examen. Notă, nu știu, la automatică sunt tot felul de note, dar gen, cred că cea mai mică a fost în 3, adică sub 5. La tine? Pot să spun același lucru. Părinții nu m-au influențat, doar m-au susținut foarte tare în ce mi-am propus să fac. Iar la nivelul notelor, da, să nu trec, asta a fost cea mai mică. Daria? Nota 4. La fel, părinții nu m-au influențat deloc, ba chiar părinții ar fi vrut să merg la medicină, că au zis că mai bine medic decât inginer. Până la urmă au zis că eu trebuie să aleg, că e de viitorul meu și așa mai departe. Și ca note deocamdată sunt destul de bine, n-am avut nicio restanță și sper să fie așa în continuare. Dar există vreuna din voi care, deși a terminat facultatea aceasta sau urmează să o termine, să meargă spre altceva și nu spre ce ați terminat în cadrul facultății? Că am mai avut prieteni medici veterinari, dar lucrează la telefonie mobilă. Băi, nu cred, pentru că la cât ne-am chinuit și câte chestii am învățat. E și păcat. Da, și ce oportunități am avut aici, e cam greu să te schimbi. Dragii mei, următoarea noastră invitată are o mamă învățător. Ceea ce se lipește foarte bine cu emisiunea noastră de astăzi, având în vedere că astăzi elevii susțin evaluarea națională probă scrisă la matematică.